Așa, și haideți și toți și cu luminile. Și cu luminile. Și cu luminile, să ieșiți cu luminile afară. Pe afară. Și, da, să lumini. Măi, tu ești ecou, măi, du-te mă și pune oamenii, mă, la fiecare la locul lui, să se facă toți că muncesc, că creează, că să fie ceva frumos. Ce să crem, șeful, ce să crem, că nu știu, vreau să ajungem la un rating mai mare, nu, cu avem manele, avem fel de fel de astea și nu reușim, ce să crem? Liniște, ce liniște. Deci nu, vreau o atitudine pozitivă. Când vine domnul director general, vreau să... El vine ca să ne ridice ratingul. Ai înțeles? Este trimis de Uniunea Europeană în cadrul unui program de ăsta, Suford, Safari, orice. Să ne propulseze. Cea mai frumoasă televiziune. El vine aici, îl recunoști, atenție, toată lumea să fie la posturi, îl recunoști că are un ușor râit. Așa? Și funfon. E francofon. E de francofon. Și o cămașă de-aia înflorată. Să nu dați peste el pe aici, da? Haide toată lumea. Băi, toată lumea, vă rog frumos. Haideți și dumneavoastră, regia. Și dumneavoastră, vă rugăm frumos. Haideți, vă rog eu, duceți-vă la posturi. La posturi să... Bonjour. 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 Alors, je suis le nouveau directeur général de la télévision. Ça trahit-il en français? Oui, je m'appelle donc Mahon Dantangu. Oui, vous c'est monsieur... Téléchpan. En français, Téléchpan. Ah, Téléchpan, je me dérange. Et mon nom Thermopane, directeur de en français, vous le traduisez, Thermopane. Ah, Thermopane, toujours en français, Mitterrand. Nu mai ajunge zgomot, nu mai, Thermopane. Alors, eu vorbesc un pic romano. O cătale tangalo. Havlis de glu, nu e romano, nu e. Romano. Românește... Eu... prieten bun, da? Cu Loti Bologna. Bologna. Un român de-al vostru. Român. Ăla care își cafă, mă, ăla tare, de la Steaua. Antrenor. Și v-a învățat puțina limbă română pe care știe el, v-a transmis-o dumneavoastră. Un pic. Higien. Alors, donc... Nous allons parler de l'audience. Vom vorbi despre audiență. La dumneavoastră, cu ce se măsoară audiența? Ratingul? Nu, că nu știu. Până acum nu prea a fost nevoie să măsurăm. Dar acum, de când veniți dumneavoastră să ne cu ratingul... Vă folosesc niște fonduri și eu sunt specialist în domeniu, dacă îmi permite să vă explice, Thermopane. Cu cuvintele domnului director... Vă mai traduc eu din când în când. Această minunăție. Deci, avem acest ratingofon cu banii care ne-a spus dumneavoastră de la fonduri. În el se găsesc, așa cum a spus dumneavoastră, comprimați 1000 de români, care sunt de la muncitori, țărani, intelectuali, copii, bătrâni și așa, până la ce vreți dumneavoastră. Și ei, când se uită la televizor, ridică sau coboară ratingul, așa cum a zis dumneavoastră. Deci, cu siguranță, ăsta, într-adevăr, e aparatul cel mai bun. Ah, ben c'est intéressant ça. Alors, moi je suis venu, j'ai des solutions. Avem soluții. Avem soluții, da. Dar asta fac, ia luați loc dacă aveți soluții. Merci. Telespan. Telespan. Thermopan. Thermopan, voilà. Thermospan. Alors, nous, un pic, Romano. Avem soluții. Soluții. Haideți să facem un convențion. Oui. Noi vorbim în românește și dumneavoastră vorbiți în franceză și ne traduceți în română, să înțelegem și noi. Da? Așa. Alors, donc, nous devons faire des émissions de culture. De culture. Culture. De culture. Non, 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 non. Culture, culture. Ah. De culture. Oui. Donc, des émissions éducatives de culture. Baudelaire, Jean-Jacques Rousseau, la comédie française. Ah, hein? Bă, zice că a venit să ne ridice ratingul ăsta. Domnul director. Pe răspunderea dumneavoastră. Ici. În francez. Dumneavoastră răspundeți. Da, aici la dumneavoastră. Cele mai mari ratinguri le faceți cu emisiune de cultură, nu? De cultură? Avem emisiune de cultură. Putem să vă prezentăm.
Ea se numește departe de carte, adică așa în francez. Lui. Așa de carte cu ăsta Cristian Scapără. Cum? Cristian? Scapără, bă, nu știu cum să zice în Scapără. Uitați că e chiar acum. Ok. Ia. În direct acum. Ia uitați-vă. Bună seara, stimați telespectatori. Suntem la emisiune de cultură cu Cristian Scapără, bineînțeles. Eu sunt, care vă prezint o interesantă apariție editorială. Este vorba despre volumul Poezii Neterminate. Mi-a parvenit, am citit-o deosebită. I-am ca invitat pe autorul acestei interesante apariții, domnul... Baudelaire Gofrenu, mă! Baudelaire Gofrenu! Domnul Baudelaire, păi eu credeam că dânsul e poetul. Păi eu sunt. Taci! Fii el poetul! Cum îi zici dumneata? Da, eu sunt autorul apariției ăsta. Eu sunt autorul poetul. Sunt Tasu, domne, Tasu. Da, am înțeles. Deci, domnul Baudelaire Gofrenu Junior. Mă cheamă Oliviu. Puteți să-mi spuneți Oli. Domnul Oli Gofrenu, de ce spune volumul Poezii Neterminate pentru telespectatori? Păi dacă sunt neterminate. Da. N-ați avut timp sau n-ați avut inspirație? Nu mi-a picat fisa poetică, să știți. Nu știam cum să fac happy end-ul, fericit sau să fac happy end trist. Iar finalul, cum să vă spun eu, să fie brusc sau mai cu binișorul? Băiatul ăsta, nu vezi ce-a plăpânt, e? Ce-l torturezi așa, ha? Pardon, mii de scuze. Noi avem o atmosferă care nu torturează pe nimeni aici. Domnul Oli Gofrenu, ați putea să ne recitați sau să ne citiți o poezie din această carte deosebită? Mă, tati! Zi-o, mă, pe aia cu noaptea și ziua care mă face pe mine să plâng, mă, tată, mă! Da. Ce e omul, ce e viața de Oli Gofrenu. După seară vine noaptea. După noaptea, dimineața. După dimineața, ziua... Și așa e toată viața. Și cum soarele coboară, popa sus și stelele. Și nici nu se culcă luna. Marvă, mă, poezia asta, mă, marvă, mă. Mă, parcă ești al meu, mă. Că iar vine soarele, merge ca final, ca să vă ajut? Tati! Ăsta-mi strigă poeziile! Mă, ne-a priceputule, ce-ai ne-a cheat tu, mă, aici? Să ne strigi poeziile la autoare? Nu ridicați piatra! Iertați, stimați telespectatori, că nu știu ce fac. Rabla asta face așa? Calculează acum! Calculează. Dar de ce nu urcat? Pliu-o. Dați-mi voie, domnule director general. Ui? În calitatea mea de director de programe, eu v-am atras atenția că cultura, virgulă, la noi în țară nu e la modă. E doar pe câmp. Cultură de porumb, de ce mai avem aici? Cum nu mai e la modă, domnul Telespan? Păi nu face contra TV-ul asta cultura la gros? La alte emisiuni. La gros. Alte emisiuni, ce să facem? Avem o emisiune tare rău de tot acum. Care? Bucătăria lui Gradu. E una de aia cu mâncare, cu... Manjare. Manjare, da. Și gros. Mațele, mâncare, foame. Ui? E cam multe. Știe tot asta. Asta e très interesant. Haideți că a început emisiunea. Ia uitați. Vamonos! Deci, pentru astăzi am preparat o rețetă culinară din Spania. Cu specific se numește Los Cojones del Toro. Los Cojones del Toro? Del Toro, da. Deci, acolo, după coridă, se gătesc fuduliile taurului răpus. Da. Așa. Stai că țin eu. Așa. Una. Așa. Gradule? Da. Auzi, da...
Ce taură a fost asta? Păi, acum nu știu să spun. Ori s-a micșorat bugetul, ori de data asta a pierdut toreadorul. Asta e poftă bună. Da. Nu prea îl prind. Domnul... Și asta e stricat? Domnul director general, poate să strice, domnule. Nu e o problemă, că are garanție până la toamnă. Până când se termină grila. Dar nu-i place emisiunea, de-aia face așa. Deci nu... Cum de nu-i place? Nici asta cu mâncare nu face rating? Da, contra TV-ul ăsta, al vostru. Da. Pe nu face emisiune de succes care se țină pe toți cu ochii holbați la televizor? Și nu în France, la mine în France se mănâncă bine și lumea se uită la televizor cu ochii așa holbați, uite, domnul director general, și la noi lumea se uită cu niște ochi holbați, le iese ochii din cap, dar la vitrine, la magazine, și dacă mai au și prețurile, le ies ochii ca de melc, ca de melc le ies așa. Că știți cum era, mă, vorba aia? Păi, în Franța să mănâncă bine și în România să privește bine. Nu vă mai traduc. Emisiune cu mâncare nu merge, cu cultură nu merge, dar alte emisiune n-aveți? Băgați-o dumneavoastră pe aia, șeful. Cu sânge. La inițiativa domnului Termopan, o să vă spun despre o emisiune. Ea se numește... Jurnalul cu sânge de la ora... De la ora 5. Spuneți în românește, știrile cu sânge proaspăt de la ora 5. 5. Aveți specialista noastră, da. Andreea! Andreea! Andreea e în aer acum. E direct. Andreea? O, bă, quelle belle fille! Andreea en aer? Mais c'est pas possible! Bună seara, stimați respectată. Vă prezentăm știrile Contra TV. Dăm legătura reporterului nostru... Păcălin Bradu Tăiase, care se află la scena unei crime oribile. Bună ziua! Sunt Păcălin Bradu Tăiase și vă transmit în direct, așa cum v-am obișnuit întotdeauna, suntem conectați la priza evenimentelor și facem eforturi pentru a vă conecta și dumneavoastră. Vă rog să mă iertați, după cum vedeți, sunt într-o anumită tensiune, sunt bulversat absolut de această crimă abdominală ăsta, ceva absolut înfiorător care s-a petrecut aici pe strada Florilor în vecinătate, unde am venit imediat, cum v-am obișnuit, suntem tot timpul conectați și ne-am apropiat, am instalat un releu pentru a vă putea conecta și pe dumneavoastră la tensiunea evenimentelor care se petrec în jurul nostru în fiecare zi și am târât cu greutate cadavru care s-a petrecut acolo aici pentru a vă putea transmite lângă releu. În spatele meu este releu. Este ceva absolut înfiorător. Este crima crimelor care s-a petrecut pe strada Florilor, cea mai dură și sângeroasă crimă. Deci acest, cum v-am spus, este mort. Este, uitați-l, cum a fost târât de noi, de toată echipa, aici în spatele apropierea releului pentru a vă transmite. Sunt Păcălin Bradu Tăiase și vă transmit în continuare în direct firul evenimentelor, cum s-au derulat ele. A fost o reconstituire făcută de mine interior ad hoc, iertați-mă, v-am spus, sunt bulversat de aceste lucruri înfiorătoare. Iată, bate și vântul, sunt în vânt de două ore, vă spun, vibrez tot de aceste lucruri care se petrec lângă noi. Deci, acest un om a ieșit din schimbul 3 la ora 2 și a fost atacat de o sângeroasă bandă criminală de băbuțe care l-au înțepat pe la spate cu andrelele de nenumărate ori. Este înfiorător, e adevărat, nici mie nu-mi vine încă să cred și totuși văd, am dovada în față, el abia s-a ridicat înțepat și plin de sânge și a fost lovit brusc cu brutalitate de cărciorul unui zugrav ăsta, unui sugar, care el trecea cu 200 de kilometri, peste 200 de kilometri după urmele frânelor. Vă spun, am constatat, am văzut la fața locului și a fost lovit încă o dată, după aceea călcat de nenumărate ori de mașina ambulanței care a fost chemată, care căuta cu disperare adresa, a fost călcat în puncte vitale de nenumărate ori, totuși s-a târât până la blocul din apropiere, v-am spus, de pe strada Florilor, a urcat până și-a prins mâna la lift, la etajul 7, soția nu l-a recunoscut cum arăta, este absolut de înțeles cum arăta și l-a împușcat de 29 de ori, crezând că este un hoț, el care este, deci el nu mai era, care s-a dus, a ieșit din bloc și a ajuns după aceea pe strada Florilor, de unde noi l-am târât pentru a vă putea transmite în direct. În spate este relou, deci el este dânsul. Da, Andreea, da. Da, da. Păcălin? Are poliția vreun fir? Da. Nu are niciun fir, nici noi n-avem, dar pot să fac rost, se rezolvă. Deci vă spun, la fața locului m-am obișnuit să rezolv orice situație, deci facem rost de un fir imediat.
De ce? Ce au? Alo? Nu mai mișca, vă rog frumos, ce faci? Ce, îți bagi joc de mine acum? Mi-e mișc și ăsta, mișc și prompterul, acum zici și au. Te-ai apucat să și respiri? Îmi strigi știrea, te joci cu Libertatea Presei, îți bagi joc de mine? Nu ți-ai rușine? Andreea, alo, predau legătura, nu ți-ai rușine, mă, trebuie, cât a fost? Nu te-ai dat la... România, România! E, așa mai venim de acasă. Da. Hai cu tată, hai cu mamă. Uite, am început să facem audiență. Da. Puncte, puncte de rating, să spune. De rating, nu? Puncte, domnul da. Telespan, da. Dar ceva mai bărbătesc, ceva mai de Doamne ajută, avem? Ceva bărbătesc, adică da. În sensul de... Bă, ce-i de mă de bărbătesc? Avem o gală, o gală de lupte. Aia, nu știți... Dați-mi voie să vă prezint eu. Avem o gală de lupte bărbătești și îmbătăi și mixt, cum ar veni. Ce, nu s-a mai văzut în lume. Este gală de caca 1. Caca 1 cu stele albastre. Cu stele albastre. E transmisiune directă de la sala shorturilor. O vedem. Ia, ia uite-ți gala. Georgescule, hai, monitor. Ia. Stimați telespectatori, vă prezentăm meciul mileniului. Dar ce zic al mileniului? Meciul secolului. Dar ce zic al secolului? Meciul anului. Venit din circuitul Caca 1, Georgică, numit și câine din Baskerville. Uitați-vă cât de fioros este. Venită de la stele albastre, direct din baia de ciocolată, Amandina. Amandina fără vină. Meciul poate să înceapă. Dați-i drum. Hai, da. Bună emisiune educativă pentru tineret. Da? Tineretul trebuie să facă mișcare, sport. Da. Ați observat? Da, da. Eu vreau ceva până la maxim. Da. Nu aveți o emisiune care să urce acul ăsta până la maxim? Ar fi. Avem. Ar fi. Ia. Ziutu. Ziutu, că de la tine ai văzut. Avem. Meteo. Meteo? Da. Meteo. Meteo. Vă uitați așa, la noi în România vremea este în schimbare, vremurile sunt în schimbare, totul este în schimbare, deci să vedeți... N-ați mai văzut așa ceva. O să vă apară chiar rășeață în obraj. Mâine dimineață temperaturile se vor apropia de 0 grade. La munte va ninge viscolit, iar vremea va fi tocmai bună de schiat. Spre prânz însă se va încălzi. Ia uitați, cum urcă! Urcă, urcă! Domnul director general! Da. Observați? Da, da, urcă, urcă! Vedeți cum se ridică? Da, doamne! Fantastic! 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 Da, da. Extraordinar! Vântul se va potoli în intensitate și temperaturile vor atinge la amiază valori maxime. Uf, ce cald s-a făcut! Iar mercurul din termometre va continua să crească până când... Să oprim emisiunea, explodează aparatul! Gata! Gata! Am găsit soluția! Facem un canal meteo care se emite de dimineața până seara. Non-stop! De dimineață și până seara meteo? Da. Non-stop! Da? Da! Păi și în pauzele de publicitate ce băgăm? Starea vremii!